No, salutare oameni harnici, la mulți ani, cum afară e zăpadă, nu putem tăia lemne, nu ne putem bucura de doamnele de aici din poză. Am zis să vă prezint chestia asta, am luat acum vreo două săptămâni din Kaufland și n-am folosit-o încă, am tot zis că o filmez, dar n-am avut timp. După aia să o folosesc, să o vedeți nouă. Nu, haideți să vă arăt ce credeți că e. Să vedeți clar, e o filetantă. O filetantă, Einhell, în fine, chinezărie. Cu baterie litiu, doi acumulatori, încărcător și scula. Nu. Așa, să punem în portul, avem acumulator de 18V, 1,5A, ăsta e modelul. Filetanta, fiind din Kaufland, cred că e un model care se vinde în Germania. Nu l-am găsit la noi în România. Există o variantă pe Magda, este roșie. Asta n-am găsit decât în Germania. Asta sperăm că e o veste bună. Acumulatori, clapetă, LED-uri de indicare, a nivelului bateriei. Destul de faină. Așa, încărcător rapid. Spune că încarcă într-o oră acumulatorul. Mă interesează de pe aici ceva. Serie ceva. Așa. Acum, scula propriu-zisă. Cutie pe la parte. Cea de pe Mag este roșie, cum am mai zis. Este cu un singur acumulator și nu are cutie. Vine în cutie de carton, nu are cutie de transport. Asta e cu cutie, doi acumulatori. Ce să vă mai arăt la ea? Așa. Modelul filetant este acesta. Eu trebuie să și filmez aici. Așa. Așa. Mie îmi place, sincer. Aia de pe Maggi vreo, nu știu, 250 de lei. Eu atâta am dat pe asta cu doi acumulatori și cutie. Aproximativ, puțin mai mult. 280 sau știu. Ce e interesant la ea... auzi și cum merge. LED-ul pe acumulator. Are înșurubare. Găurire și are și percuție. Este destul de interesantă treaba asta. Se și aude că se și simte la mână. Cam asta e scula. O să o pun la treabă. Am de montat niște plinte. Sper să apuc să fac și un filmuleț cu ea acum. Înfiletează niște șuruburi. Mie îmi place, să sperăm că ține. Am înlocuit vechiul Panzer pe care îl aveam, nu prea mai ține acumulatorul la el. Și asta sper să mă țină ceva timp. Vă salut și numai bine, spor la treburi.